10, amin. Aș dori cu ajutorul Domnului să ne reamintim din această prea frumoasă și prea minunată pildă pe care Dumnezeu a rostit-o în vremea aceea și care este valabilă pentru orice suflet care trăiește pe fața acestui pământ. Și aș dori doar câteva versete din Luca, capitolul 14, începând cu versetul 17. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese vorbiți, au început să se dezvinovățească. De mare a fost dragostea și mila lui Dumnezeu Tată față de întreaga creațiune. Încă de la căderea primilor oameni, Dumnezeu a pregătit în bunătatea și mila lui acest plan de răscumpărare care l-a adus la vremea sa prin Fiul Său. Și așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, la ai săi a venit și ai săi nu a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, nici din carne sau din sânge, ci din Dumnezeu. Și numai cine a ajuns să primească acest drept și să se facă prin credință un copil al lui Dumnezeu, se bucură cu adevărat de această cină fericită care începe de aici și nu se mai sfârșește niciodată. Pentru că atât de important este acest pas. Dacă omul îl face, dacă intră pe această ușă în staul lui Hristos, dacă caută și dorește mai întâi de orice în viața aceasta și crede în această împărăție a lui Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și celelalte de care cei care au fost chemați n-au ținut seama și au ținut mai mult acestea. Așa cum continuă Evanghelia: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sau, ba chiar însăși viața sa,
nu poate fi ucenicul meu. E sigur că este un examen foarte greu pe care puțin îl trec, chiar și pe acesta de a intra în staul, de a intra la această cină. Pentru că Hristos la mulți dintre noi poate stă la ușă și bate și stă mereu ca un cerșetor la ușa inimilor noastre. Și nu vrem să deschidem. Și nu vrem să gustăm din cina lui. Așa cum a zis Părintele Iosif în tâlcuire, că majoritatea creștinilor n-au gustat cât de bun este Domnul. Și pentru că n-au gustat și n-au experimentat această viață cu Hristos și prin Hristos, ei stau departe la cina diavolului, la cina plăcerilor, la cina ispitelor și șelăciunilor cu care diavolul îi înfășoară și îi leagă. Îi orbește și robește și stăpânește și duce la pierea veșnică și trăiesc într-un întuneric și într-o nepăsare de ceea ce a făcut Dumnezeu și pentru ei. Și noi suntem chemați de Dumnezeu ca să fim niște ispravnici credincioși, să ajungem să trecem de hotarul acesta de intrare și să călătorim și să rămânem cu Hristos și să fim niște ispravnici credincioși care să ducem mesajul acesta. Așa cum au făcut-o toți cei care s-au întâlnit cu Hristos și așa cum Domnul i-a împuternicit ca să meargă în toată lumea, să vestească, să plângă, să sufere, să pătimească, așa cum a făcut-o Domnul, până la capăt, până la moarte. Pentru că va veni odată și răsplata celor care au ostenit și au răbdat și au suferit împreună cu Domnul lor. Și judecata pentru cei care n-au ascultat și nu le-a păsat de poftire Tatălui Ceresc, care și-a jertfit propriul Fiu pentru noi păcătoși, ca noi să avem intrare slobodă în împărăția dragostei sale, ca noi să simțim și să trăim aerea această împărăție care este împărăția dragostei și părtășie cu Dumnezeu și cu toți cei care s-au unit cu El prin Duhul, prin Cuvânt, prin Har, prin acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul și cu întreaga omenire. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de bună? Cum vom scăpa noi dacă nu ne cercetăm când de atâta vreme se vestește cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Și l-am auzit și îl cunoaștem poate pe din afară. Dar dacă El n-a pătruns, dacă El n-a sfințit și n-a înnoit cu adevărat ființa noastră lăuntrică, Duhul, sufletul și trupul nostru, ca să fie păzite și păstrate întregi până la venirea lui Hristos, ca ele să poată sluji și să se poată sluji Dumnezeu de toate mădularele acestea pe care Dumnezeu ne le-a tăruit în trupul acesta.
cât de important este fiecare și de fiecare dată să ne facem socoteala acum. Pentru că în zadar va fi prea târziu. Așa cum a avertizat Părintele Iosif de pilda aceea, de vrășmașul acesta care este acum și care ispitește și care înșeală și care duce și a dus pe atâția oameni la pierzare. Mai are de, mai am vreme. Amânarea și nepăsarea când cuvântul lui Dumnezeu se vestește și ne înștiințează și ne aduce mereu aminte de felul cum trebuie noi să ascultăm, de felul cum ne-am pus noi problema, de fiecare dată când am fost și am cinat cu Domnul în atâtea feluri, în adunarea Lui, în părtășia noastră cu Domnul, dacă o avem cu adevărat și o simțim, cum l-am ascultat, cum l-am slujit, cum l-am înțeles, cum dovedim noi această ascultare, această dragoste pe care El a avut-o și a vrut-o să o transmită, ca prin firea noastră duhovnicească pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă l-am primit pe El și ne-am născut din El, să se transmită și să o moștenim. Ca să ne bucurăm totdeauna, Domnul. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați. Oare am experimentat și dorim noi să experimentăm această minune și taină? Hristos în voi, nădejdea aceasta, a ceea ce rostește cuvântul lui Dumnezeu, ca să se împlinească, ca să se dovedească, ca să fie o mărturie adevărată în sufletul meu și în inima mea. Sau lăsăm ca cuvântul acesta să treacă de la urechile noastre și în gurile noastre și să nu-și facă efect. Să nu rămânem credincioși adevărului în dragoste. Să nu ne dăm toate silințele. Ca să unim virtuțile pe care Dumnezeu le dăruiește prin credință sufletul nostru, ca noi să ne folosim de tot ceea ce avem la dispoziție încă, pentru că vom ajunge odată ca niște robi netrebnici care vom fi legați și de mâini și de picioare și vom fi aruncați în întunericul de afară. Atunci în zadar, cum a fost găsit în Matei 22, cel care, când a venit stăpânul să viziteze pe cei care erau la cină, la ospăți, a zărit acolo pe un care nu avea haine de nuntă. Noi putem fi în adunare lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, dar dacă nu avem această haină, dacă nu avem această îmbrăcămină, dacă nu avem acest Duh al lui Dumnezeu, care să ni se descopere această taină a lui Dumnezeu, această voie a lui Dumnezeu, cu care trebuie să intrăm în contact ca niște mădulare vii într-un său, ca niște oi
binecuvântate în turma sa, care să ascultăm de glasul său ca să înțelegem toate primejdile, toate ispitele cu care diavolul caută și va căuta mereu și mereu să ne atragă de partea. Așa cum spune fratele Trean într-o meditație, întreaga lume este pusă în slujba celor două mari puteri, a binelui și a răului. În slujba lui Dumnezeu sau în slujba mamonii. Că nu puteți sluji la doi stăpâni. Că nu puteți face ce vreți voi. Mădularele noastre nu poate fi dezlegate să înțeleagă, începând cu privirea noastră, cu mintea noastră, cu inima noastră, să simt slabă prin credință. Dacă Hristos nu ne-a slobozit, dacă El nu ne mirează, dacă El nu ne încredințează că acesta este adevărul. Și ce frumos, și ce plăcut, și ce binecuvânt este când ființa ta se pune în slujba binecui. Că nu este decât un singur bine, așa cum a spus Mântuitorul, să-L primești, să-L crezi, să-L asculți și să-L urmezi, ca să aduci roadă. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat la această cină. Ca să aducem roadă și roada noastră să rămână. Ca să facem fapte vrednice de pocăință. Să ne pară rău. Așa cum spune fratele Trean care s-a întors la Domnul Treapare pe cea. Că îi pare rău și de vremea aceea. Când m-a slujit de diavolul în întuneric. Așa trebuie să ajungem și noi prin Harul Dumnezeu să ne pară rău de orice clipă, de orice pas, de orice gând, de orice cuvânt pe care nu-L dăruim într-o totul Domnul și nu vine din acest izvor binecuvântat care s-a dat de întâi inima și sufletul nostru. Și după aceea să-L transmitem pe Harul Dumnezeu și celor care însetează și plămâzesc după Dumnezeu. Să privim în ochii nevinovați de care diavolul bate joc de atâta lume și să privim dincolo de cei chinuiți așa cum Domnul privea dincolo de îndrăcituri care l-a legat în azi, la sufletul lui pe care Dumnezeu i-l-a dat și pentru care el trebuia să se răstignească pe cruce ca să poată fi izbăvit. Noi trupește credem că ne este bine când suntem sănătoși, când avem lucrurile acestea pământești și ne bucurăm de ele. Și nu asta este problema, ci problema este am căutat și căutăm noi mai întâi împăcarea asta cu Dumnezeu, împărăția asta cu Dumnezeu. Am simțit și simțit o neliniște în sufletul nostru și nu vrem să mai găsim pace și odihnă decât numai în Dumnezeu. Și numai dacă l-am aflat cu adevărat și trăim în această părtășie cu Dumnezeu, cu adevărat sufletul nostru este fericit, este înviat împreună cu Hristos și trăiește o viață fericită. El nu va mai vedea moartea, El nu va mai gusta din acest bol al morții cu care diavolul a reușit să pătrundă în universul acesta al omului.
și să-l ducă din moarte în moarte, în uitare veșnică, în osândă și în blestem și în chin, de care nu se poate descrie în cuvinte. Dacă citim din descoperirile Sfinților Părinți, în toate felurile ni se descoperă, pe de o parte, dragostea lui Dumnezeu, care a avut-o șoare, ca să privim cu toată seriozitatea la Dumnezeu nostru, care nu obosește iertând și care așteaptă ca noi să ne întoarcem, ca noi să ne predăm, ca noi să rămânem în ea, să aducem roadă și să ne putem bucura totdeauna de această părtășie sfântă. Dar numai când Duhul Sfânt s-a coborât în noi, numai atunci ni se descoperă voia lui Dumnezeu, dreptarul învățăturii sănătoase, care Dumnezeu l-a dat bisericii sale și lucrării sale, prin Sfinții noștri părinți și înaintași. Și numai când noi pășim cu teamă și cu grijă și cu frică și cu tremur, ca să păsim acest dreptar, cum spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, dreptarul învățăturii sănătoase, ține-l prin cunoașterea Domnului, pentru că numai când îl cunoști pe Domnul și ai descoperirea Duhului Sfânt, ai credința și încredințarea și dovada că ținându-l și păstrându-l și umblând în acest dreptar cu frică și cu tremur, ca să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, nici în Duhul Lumii, să nu fii cumva înveninat de un duc de prefăcătorie cu care diavolul să te prindă în vreun fel și astfel să rămâi într-o lucrare binecuvântată și diavolul să te folosească și să fii un nenorocit, un or, un înșelat și un înșelător. Domnul, pentru noi, cei care spunem că am intrat în această cină, în această lucrare dumnezeiască, pentru noi apasă această mare responsabilitate, ca să fim cu grijă și cu teamă, să veghem la orice pas, pentru că vom răspunde, așa cum spune Domnul, pentru orice cuvânt nefolositor, pentru orice pas, pentru tot ceea ce facem. De ce? Pentru că omul nu poate să facă rău dacă este în Hristos, dacă rămâne în Hristos. Când nu este în Hristos, atunci poate. Și atunci diavolul se folosește și de mintea lui, și de inima lui, și de viața lui, să-l ducă în prăpastie, să-l atragă, să-l orbească, să-l robească și să-l stăpânească cu ceea ce înseamnă păcatul, care îmbracă atâtea forme subtile. De aceea numai prin Hristos putem răzbi, putem răzbate prin pustiul acesta și prin învălmășeala aceasta a luptei duhurilor, care se dă pentru biruința celor credincioși. Biruința pe care Dumnezeu a asigurat-o și o asigură omului, este numai dacă a venit la Hristos, dacă a rămas în Hristos, pentru că numai cine este în Hristos este o făptură nouă și numai cine este în El și în El nu poți să rămâi cu minciuna, cu viclenia, cu înșelătoria, cu prefăcătoria, asta te înșeli. Rămâi în firea cea veche și faci ce vrei, ești liber, dar în Hristos n-ai cum să reziști, n-ai cum. Vei da odată seama, chiar dacă ești aici, nu mergi, așa cum am spus, nu merge să faci ce vrei tu.
Și numai în felul acesta Dumnezeu garantează biruința asupra diavolului. Dacă omul rămâne îngenunchiat la picioarele crucii, în smerenie, în supunere, în vedere, în curăție, în neprihănire, îmbracă haina aceasta și nu vrea să se vestească. Chiar dacă ar trebui să plătească, cum au plătit martirii lui Dumnezeu? Noi putem fi înșelați și putem fi dezbrăcați atât de ușor în vremurile acestea de libertate, când nouă ni se pare că avem de toate, cine merge bine, dar nu știm cât ne cercetăm și cât ne cutremurăm de vremea aceasta a Harului Dumnezeu și de vremea aceasta a îndelungii răbdării lui Dumnezeu. Când se vede între noi atâtea lucruri, așa cum vedea ochii dumnezeiești duhovnicești a Sfântului Apostol Pavel când privea în ogoarele pe care el semănase grâului cel binecuvântat. Tot așa, dacă am înțelege Duhul părinților și înaintașilor noștri ce au semănat ei și ce sămânță a pătruns în sufletele noastre și ce roade aducem noi în vremea noastră, ca să ne trezim odată așa cum se cuvine, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu mai păcătuim. Pentru că vrajba și neînțelegere și dezbinările nu le face Cuvântul lui Dumnezeu, ci păcatul care a pătruns în inima mea și în mintea mea dă încredințările acestea false. Să ajungi până acolo să-ți dai și viața pentru o încredințare bolnavă și o încredințare diavolească. Acestea sunt înștiințările sfinților noștri părinți și înaintași, dacă cercetăm cugetările acestea nemuritoare, care pentru noi au fost scrise. Dumnezeu nu le-a descoperit numai pentru ei, pentru vremea lor, ci mai ales și cu atât mai mult în vremurile acestea. Domnul să ne ajute și El să ne lumineze și El să ne credințeze de adevărul pe care noi îl cunoaștem, ca să-L înțelegem bine, ca să nu fim duși în rătăcire. Pentru că în zadar te lupți, poți să-ți dai și viața, poți să faci orice, dacă îi în zadar, dacă nu mergi pe calea cea adevărată, nu ai înțeles și n-ai primit și nu ai încredințarea că Duhul lui Hristos este în tine. Dovada Duhului. Cât de frumos explică fratele Dran în privința asta. Cine are Duhul lui Hristos, acela trebuie să dovedească și să lupte cu toată ființa lui ca să nimicească păcatul sub orice formă ar fi el. Pentru că Duhul Sfânt această lucrare face în viața fiecărui suflet când pătrunde înăuntru lui. Nimicește orice sămânța păcatului și se îmbracă după aceea în haina neprihănirii să trăiască o altă viață. Și după aceea se luptă cu această haină a neprihănirii ca să ajungă, ca să-L aștepte cu dor pe mirele ceresc. Amin. Aducând roadă în această haină a neprihănirii. Punându-și toate mădularele în slujba lui Dumnezeu. Atunci este ca o fecioară înțeleaptă, curată, care așteaptă oricând. Ne gândim noi la lucrul acesta. Atunci nu te mai temi de moarte. Atunci nu te mai interesează prea mult lucrurile acestea pământești. Dacă noi nu suntem în Hristos, noi totdeauna ne înșelăm. Cu altceva. Domnul să ne ajute, să ne trezească și să ne pună cu adevărat în slujba Lui.
ca să fim cu adevărat, atunci când vine mierele, fie personal să le ia, fie ca nu știm ce vremuri vor mai veni, să ne gândim că în zadar, când e prea târziu, în zadar, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze ca vremea aceasta să nu fie spre o sână, ci să fie spre mântuire, slăviți să fie Domnul. Amin.